Încă în premieră, locuitorii capitalei au avut posibilitatea în sfârșit să vadă vedete de talie internațională ale baletului. Pe scena Teatrului de Operă și Balet a evoluat trupa vieneză de balet, iar evenimentul a fost organizat de Fundația Olimpicilor cu ocazia prezentării echipamentului și a sportivilor care vor reprezenta țara noastră la Olimpiadă în acest an. De operă și balet Maria Bieșu a strălucit la propriu zilele trecute. Instituția a găzduit două evenimente inedite pentru țara noastră. Pe de o parte, prezentarea echipamentelor și a echipei naționale de sportivi care vor reprezenta în acest an țara noastră la Olimpiadă, iar pe de alta, evoluția în premieră pe scena de la noi a stelelor baletului vienez. Vom prezenta în așa, într-un mod, într-un dans, echipamentele și sportive și ținuta de paradă, ținuta casual și vom vedea un filmuleț, istoria olimpismului moldovenesc, rezultatelor olimpicilor noștri și vom viziona și spectacolul propriu zis. Vreau să vă zic că sunt aici 17 soliști a Teatrului de la Viena. Este un lucru în premieră. Prezența vedetelor de talie internațională în Moldova a fost posibilă datorită legăturilor de rudenie dintre organizator și balerinul Mihail Sosnovski, care este ginere. Chiar dacă joacă de 15 ani în cele mai renumite roluri pe scena din Viena, dansatorul nu a uitat de unde a pornit. Acesta a vrut să prezinte publicului de acasă un adevărat spectacol, iată de ce i-a invitat pe colegii săi să evolueze pe scena din Chișinău. Eu sunt chișineu, din Chișinău și sunt născut cândva aici și de mult mi-am gândit că trebuie fi făcut ceva, așa ceva frumos, așa ceva ce nu a fost niciodată. Sterne internaționale care vor arăta ceva ce nu a fost niciodată în Moldova, ceva ce se arată pe toată lumea, dar încă niciodată nu a fost în Moldova. Trupa vieneză i-a cucerit din prima pe cei care au avut un loc în sală, iar drept răsplată pentru munca lor, spectatorii au încărcat cu emoții frumoase. Harry Sosnovski invite me to dance here. And so it's first time I come here, Moldova. It's very good, like a very warm public, like they love us, so they give me a lot of energy. Вы знаете, очень теплая публика, очень приятно. Могу сказать, что здесь очень вкусная еда и очень красивые девушки. Dansatorii noștri i-au așteptat cu sufletul la gură pe vienezi. Emoțiile din timpul spectacolului au fost duble, că doar nu în fiecare zi au șansa să se afle pe aceeași scenă cu niște vedete internaționale. Сегодня очень большой день для искусства Молдавии, потому что такие концерты, как сегодняшние, не часто у нас бывают, я бы сказал, очень редко. И мы, у нас большая честь для нас участвовать в этом концерте вместе с звездами европейской величины.